Mi se pare foarte comic, dar nu e deloc comic. Ce înseamnă bumerangul? Îți vine tic, 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 repede, repede, da? Nu mai stai să aștepți. Domnule, dacă când am făcut ceva, of, nu trebuia să fac, să zic, să dreg, da? Aștept, ce faci? Aștept bumerangul! Stai de vorbă cu cine? Ce faci? Cum o mai duci? Aștept, am două! Asta mi se pare total atât de conștient să ajungi, da? Asta după trezire, după transformare, da. Îi... Îți mai scapă că om ești, nu poți să, da? Și faza cea mai tare e când zici că ești îndeale învățătorului, tu înveți lumea ca și cum, da? Colectiv. Tu înveți și după aia înveți lumea, mă. Și zici... Și acum să vezi tu, că omul dacă, da, și te dai mare în spectacol, că e învățător, ești, trebuie să creadă lumea, da, așa, așa trebuie să fie. Trebuie să păcălești un pic, dar ești de-ale învățătorului unde nu merge cu păcăleala. Știi unde ești, știi cine ești, da? Că așa era înainte, trebuie să păcălești copilul ca să-i placă și să meargă după tine în gând, da? Ca să-l înveți ceva. Ori acum nu mai merge, nu, da? Și când zici, te dai mare, îți dai experiență personală, te dai mare și tare, că știi, că vezi, că simți, că ai experiențele și că dacă faci aia, vezi că nu știu ce, că îți scapă, da, că uite, fosta înregistrare, fosta este FIVA. Că omul e așa, că sunt câte feluri de oameni, că dacă faci aia îți dai seama că ai și deja un fel de judeci, da? Și zici, faci ceva și înveți și îți dai seama niște lucruri, mamă ce deștept, ce deșteaptă mi-e să vezi tu acum cum îți vine ideea să înregistrezi. Cam așa merge când te deschizi spiritual și începi să înregistrezi, te deschizi cumva artistic, da? Mult mai puternic. Asta e artă, asta e artă, dincolo de că bagi oamenii în transformare și lumea nici nu știe că asta vrea, da? Are o frică, are o... Nu, 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 acolo, acolo e și spre pământurile noi, dinăuntru tău, da? Și asta e super tare, mi se pare. Dar zi o dată că te învârți în jurul cu da, imediat. Și zici, să vezi tu acum, acum... Și o iei așa frumos, pe ocolit, deștept, și zici că bumerangul, că nu știu ce, să vezi tu bumerang acum, tu. Și înțelegând niște lucruri din experiența personală, că cineva a făcut ce a făcut și tu nu te-ai băgat, ai avut noroc cu mintea, nu știu, prostia, să nu te, vezi, mintea prostia, să nu te bagi în ceva, da? Sau să nu bagi mâna în ceva, ai avut mintea sau nemintea. Și zici, mamă, să vezi tu acum cu bumerangele, ah, da, ce-ai văzut, zici, guess what? Și a doua zi, pentru ce ai zis și cum ai zis și, nu că ai zis, tu că n-ai zis mare lucru, dar energetic ai simțit o satisfacție că, domnule, am scăpat oferte, ia, cinstit, am scăpat, cinstit, ei, nu se știe, da? Și a doua zi, îți apare cineva care zice, doamna, terminată, ești terminată și uite-l bumerangul, da? Foarte puternic și experiență personală. Ți-a scris cineva, ani în urmă, încă nu, acum sper, crezi că ești cât de cât pregătit, pregătită pentru să primești sub centură, da? Energetic, întrebări. Că ele se întorc înapoi la cel care a întrebat. Aia e partea a doua. Iar o iei, iarător, ia vezi. Da. Dar, da, acolo ești. Și îți vine energetic. Țac, pac. Dar ce ziceam? Dacă înainte am trecut. Da. Bine, mi-aduc aminte. Cu ani în urmă când venea așa ceva și era foarte puternic, foarte dur și o zi, două zi, dar nici nu mai intru să, nici nu trebuie,
nu, dacă lor nu, trebuie nici mie, cui lor, că ești doar tu. Deci numai ție îți trebuie, tu trebuie să înțelegi ce faci, înțelegi pentru ce faci, pentru cine, de ce, cine ești, cum, unde vrei să ajungi, ce faci. Nu le știi tu întrebările, nu le ai tu mot-a-mot, tet-a-tet, vis-a-vis, dar cât de cât le pribluiești, așa le, da? Cam pe unde ești, cam ce vrei. Și trebuie să te simți bine în orice. Dacă nu te simți bine, nu. E dragoste cu desila nu se poate. Nu poți, nu. Stă îngerașul aici, pe inima, da? Divin masculin, divin feminin, totul era bine, totul. Și odată ai nimerit în niște energii care... Ce înseamnă ai nimerit în energii? Ți-a deschis ochii. Ce înseamnă s-au deschis ochii? Ai înțeles situația, da? Nu că ți-a șoptit cineva. Ți s-a deschis, ai înțeles, ai adunat, ai făcut, ai da, un fel de detectiv ești la tot ce ți... Cam asta ești, da, ce te distrezi. Și s-a închis, divin s-a închis, ai înțeles, aha, moment, tu n-ai, stai, ai vrut să zici, a, și inima, stai, ce-a fost asta? Păi, și nu mai simt nimic față de jumătatea mea? Păi cum? Păi stai așa. Și stă un îngeraș acolo pe inimioara ta pentru că nu te mai lasă să-ți bați joc tu de tine, de inimioara ta, nu că cineva, că își ba, că nu, nu, astea sunt proiecțiile tale, divine, minunate, mai puțin minunate, da? Dar aici stă un îngeraș care face, vezi mai departe ce ai de făcut, vezi mai departe cum. Și poate că într-o zi iar se va deschide. Și asta liniștit se întâmplă. Înainte de transformare, în timpul transformării și după transformare, da? Cu inimioara. E divin, e o ușă acolo care... A, ok, s-a închis. S-a deschis, da? A, acolo, ok.